Într-un efort concentrat de a promova soluțiile economice pentru problemele sociale, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, în parteneriat cu Universitatea din Petroșani și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, a organizat astăzi încă un eveniment sub genericul Luna Mai, Luna Economiei Sociale. În cadrul discuțiilor de astăzi s-a subliniat importanța inserției sociale și profesionale a categoriilor vulnerabile sau defavorizate. La eveniment au fost prezenți peste 100 de angajatori, precum și reprezentanți ai întreprinderilor sociale atestate din județ. În cadrul lunii mai, deja așa cum am anunțat și am dat comunicate de presă, luna mai este decretată la nivel național ca luna promovării economiei sociale. În această lună, mai mult ca oricând, ne gândim la persoanele defavorizate, persoanele care au un anumit grad de vulnerabilitate. Dacă în 14 mai am avut un eveniment declarat și destinat strict persoanelor cu dizabilități, unde le-am ascultat nevoile și am încercat să-i ajutăm, astăzi avem un alt eveniment destinat persoanelor vulnerabile. Și avem alături de noi mai multe categorii sociale care fac parte din și sunt încadrate ca persoane vulnerabile. Avem alături de noi pe domnul director al penitenciarului Bârcea Mare, avem alături de noi Primăria Deva, Inspectoratul Școlar și Universitatea sunt partenerii noștri în cadrul acestui eveniment, pentru că specialiștii din cadrul universității o să aibă o prezentare și în ceea ce privește asistentul social, pentru că este oarecum îmbinat atât partea de economie socială, persoane vulnerabile și persoanele care se ocupă de partea de vulnerabilitate. Sper eu ca evenimentul să fie cel puțin la nivelul celor din 14 destinat persoanelor cu dizabilități. Sper ca astăzi să venim în sprijinul cetățenilor, asta ne dorim, și să împreună să găutăm soluții. Din punctul meu de vedere, doar instituțiile care conduc județul împreună, în parteneriat, pot să aibă rezultate și să facă lucruri bune pentru oameni. Noi, în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenatului și Turismului, prin atribuțiile pe care le am în sarcina mea, încercăm atât de mult să ne implicăm și să rezolvăm din aceste probleme. Vrem să fim alături de aceste persoane, vrem să le integrăm în societate, vrem să creăm și cadre legale prin care, împreună cu antreprenorii, să acestea să poată să se integreze așa cum trebuie în societate. Și aici vorbim despre proiectele pe care le avem în momentul de față, vorbim despre Startup Nation, care vine cu o componentă specifică pentru persoanele din această categorie socială pe care vrem să le integrăm în societate. Vrem ca ideile bune pe care aceste persoane le au și energia și puterea de muncă să le poată pune în slujba cetățenilor și să aibă posibilitatea să aibă un business propriu, să plece la drum pentru a deschide o afacere, astfel încât să poată să se integreze cât mai bine în societate și să creeze plus de valoare, pentru că avem oameni deosebiți, oameni cu suflet deosebit și cu idei extraordinare care trebuie puși în valoare. Aici este atenția noastră și aici și noi ca minister încercăm să fim cât mai prezenți și un partener de încredere. Punem un accent deosebit și pe tineri și pe copii și încercăm să venim cu soluții și cu un sprijin pentru aceste persoane. Din fericire, în țara noastră, guvernul oferă un sprijin suplimentar copiilor și elevilor care provin din medii dezavantajate. Cu ocazia acestui eveniment, Penitenciarul Deva este onorat să fie invitat astăzi alături de toți cei prezenți, în ideea de a prezenta faptul că persoanele private de libertate sunt un grup vulnerabil și sunt un grup de persoane dornice și apte să muncească, motiv pentru care, cu această ocazie, avem posibilitatea de a prezenta atât angajatorilor cât și societății civile în general posibilitățile de a contracta persoane private de libertate în ceea ce privește desfășurarea de activități lucrative. Evenimentul creat de AJUFM Hunedoara s-a dovedit a fi o oportunitate reală, unică pentru toți cei interesați să afle mai multe despre modul în care economia socială poate aduce soluții eficiente la provocările sociale contemporane.